drept maritorilor creștini, așa cum este tradiția la marele sărbători, voi da citire scrisorii pastorale la sărbătoarea nașterii Domnului, nașterea lui Hristos, sensul vieții noastre. Teofan, prin harul lui Dumnezeu, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, iubiților preoți din parohii, cuvioșilor vețuitori ai sfintelor mănăstiri și drept credinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iașilor, har, bucurie, iertare și ajutor de la Dumnezeu, cel întreime preaslăvit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Iubiți frați preoți, cinstit cin monahal, drept măritori creștini, cu multă bucurie duhovnicească și cu nădejde în mila și ajutorul lui Dumnezeu, mă adresez vouă în această sfântă zi de sărbătoare. Este praznicul cel mare al nașterii lui Hristos. Cu frică și cu cutremur, cu credință și cu dragoste, ne așezăm în fața tainei cele adânci și înălțătoare a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Suntem ajutați în demersul nostru de cuvintele dumnezeiește Scripturi, ale Sfinților Părinți și de cântările Bisericii înălțate către cer și către inima noastră în aceste zile. Colindele și atmosfera de sărbătoare creează starea lăuntrică adecvată apropierii de Dumnezeu. Suntem în aceste zile de sărbătoare mai deschiși spre cugetare asupra sensului vieții noastre și al celor apropiați nouă, asupra rostului bisericii și al lumii. Constatăm în noi și în viața semenilor noștri o sete de iubire și iertare, o foame mare după adevăr și dreptate. În unii oameni, această stare de sete și de foame este trăită adânc și dureros. Alții o conștientizează mai puțin. Toți însă caută răspuns, chiar dacă în forme și cu intensități diferite. În fața oamenilor însetați și înfometați, după o viață adevărată, vine Hristos și glăsuiește: Eu sunt pâinea vieții, cel ce vine la mine nu va flămânzi și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Pe oameni împovărați de îngrijorări, de lipsuri și osteniți de greutatea vieții, Hristos îi cheamă la sine: Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre. Pentru cei care se află în stare de confuzie și haos, în rătăcire și nedumeriri de tot felul, Hristos are un cuvânt lămuritor: Eu sunt calea, adevărul și viața. Eu sunt lumina lumii, spune Hristos celor cuprinși de diferitele forme ale întunericului, necredința, păcatele grele, îndreptățirea de sine, pretenția de superioritate și așa mai departe. Puterea izbăvitoare și eliberatoare a lui Hristos desleagă și lanțurile robiei și dependențelor de tot felul. Dacă veți rămâne în cuvântul meu, veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liber. Iar dacă Fiul vă va face liber,
liber veți fi într-adevăr. Iubiți credincioși, pentru orice om, în orice împrejurare, întotdeauna și în tot locul, Hristos este totul. El este măsura tuturor lucrurilor, temeiul neclătinat a tot ce există, criteriul desăvârșit în toate. De ce aceasta? Pentru că Hristos este nu numai Fiul Fecioarei Maria, născut ca om în Betleem, ci este și Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cuvintele lui Hristos, viața și faptele sale nu sunt ale unui simplu om, fie el și cel mai mare dintre toți oamenii care au trăit pe pământ. Sunt cuvintele și faptele lui Dumnezeu care s-a făcut om. În acest sens, lucrarea și cuvântul lui Hristos constituie singurul izvor de adevăr într-o lume care propagă minciuna în diferite forme. Singura putere de viață într-o lume cuprinsă de cultura morții. Singura cale nerătăcită între atâtea încrucișări de drumuri care nu duc niciunde. La Marea Sărbătoare a Crăciunului se cuvine să-L mărturisim pe Hristos, cel născut în Betleem. Este om adevărat și Dumnezeu adevărat. Din iubire, din compasiune și iertare pentru oameni, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în lume, pentru ca lumea să afle din nou calea către viața cea adevărată. Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său, cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu a luat chip de om, s-a făcut om pentru ca pe oameni să-i cerceteze, să-i caute, să-i cheme la sine, să le arate calea, să-i tămăduiască, să-i izbăvească de frica morții. Cercetatu-ne-a pe noi de sus Mântuitorul nostru, răsăritul răsăriturilor, exclamă cântarea bisericii. Și cei din întuneric și din umbra morții am aflat adevărul, că din Fecioară s-a născut Domnul. Iubiți fii și fiice ai Bisericii lui Hristos! Au trecut 2000 de ani de la evenimentul istoric al nașterii Mântuitorului Hristos, de la răstignirea, moartea și învierea Sa. Apropiindu-ne peste câteva zile de finalul anului 2018, se cuvine a ne întreba cât am viețuit de-a lungul acestui an în legătură cu Hristos și cât am fost departe de El. Pentru tot ce a fost bine, frumos și ajutor de sus, să rostim din toată inima. Slavă Ție, Doamne Iisuse Hristoase, pentru toate binefacerile Tale revărsate peste noi și peste lume. Să-i mulțumim de asemenea și pentru tot ajutorul dăruit poporului român acum 100 de ani, când românii și ținuturile românești înstrăinate s-au întors acasă. Cu smerenie să-i cerem iertare lui Hristos Dumnezeu pentru toată negrija, pentru lipsa rugăciunii și a iertării, pentru neiubirea și alte forme ale răutății și păcatului care ne-au întunecat viața în cursul anului care se încheie. În duh de nădejde ne apropiem de noul an 2019. Se împlinesc anul viitor 3 decenii de la marele schimbări din decembrie 1989. Sperăm să avem puterea de a vedea ce a fost bine
și ce a fost rău în toată această perioadă și de a lua aminte pentru ceea ce urmează. De fapt, această perioadă, ca oricare alta, se măsoară prin prisma apropierii sau depărtării noastre de Dumnezeu, prin trăirea sau nu a valorilor Evangheliei Domnului Hristos. Acum, la sărbătoarea nașterii Domnului și la cumpăna dintre ani, îl rog pe Dumnezeu să vă aibă pe toți sub ocrotirea sa cea milostivă. Preluând cuvintele Sfântului Apostol Pavel, vă îndemn și eu să fiți puternici, întăriți prin Duhul Sfânt în omul cel dinăuntru. Hristos să se sălășluiască prin credință în inimile voastre. Înrădăcinați și întemeiați fiind în iubire, să cunoașteți iubirea lui Hristos cea mai presus de cunoștință. Să vă umpleți de cunoașterea voii lui Dumnezeu, întru toată înțelepciunea și priceperea duhovnicească, ca voi să umblați cu vrednicie întru Domnul, plăcuți lui în toate, aducând roadă în orice lucru bun și sporind în cunoașterea lui Dumnezeu. Mai presus de toate, rămâneți întemeiați în credință, întăriți și neclintiți de la nădejdea Evangheliei Domnului Hristos. Din toată inima urez fiecăruia în parte și tuturor la oaltă sărbătoare frumoasă și sfântă de nașterea lui Hristos, al vostru frate și părinte într-o slujire a Bisericii, Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinii. Așa să ne ajute Dumnezeu.